Crimă îngrozitoare comisă în această dimineață într-un magazin de lux de pe Calea Victoriei din București. O vânzătoare a fost înjunghiată la prima ora a dimineții cu un cuțit. Victima se numea Loredana Ivan și avea 38 de ani. Cel care a înjunghiat-o de mai multe ori cu un cuțit, o lovitură fiind drept în inimă, este chiar iubitul femeii și a fost prins în apropiere la scurt timp după comiterea faptei de polițiștii de la sectorul 1. El a fost dus la sediul Poliției Capitalei pentru audieri. Crima a fost săvârșită chiar în magazinul deținut de Alina Petre, fosta nora lui Virgil Măgureanu. Potrivit Alinei Petre, bărbatul era foarte gelos și a fost denunțat de mai multe ori la poliție pentru violență și amenințare. Îi dădea mesaje și spunea că dacă nu o să fie cu el, nu o să mai fie cu niciunul, că o omoară. De nu știu câte ori i-a dat aceste mesaje. Paznicul blocului în care se află magazinul a povestit că a văzut un bărbat cu o geacă roșie de dimineață înainte ca magazinul să se deschidă și că tot pe același bărbat l-a văzut plecând la puțin timp după incident. Pe domnul ăsta l-a văzut paznicul de aici, că venise dimineață și se plimba pe aici. Paznicul o aștepta să vină pe ea. Și a îmbrâncit-o, a dus-o până în ușa băii, unde cred că a observat că nu am camere de filmat, că în baie nu ai de obicei, și a înjunghiat-o acolo de mai multe ori. Eu nu l-am văzut. Ce am auzit că atâta ar fi dat 7 cuțite, ar fi lăsat-o acolo, femeia din WC-ul ar fi sunat la poliție. Să stătea aici în fața magazinului și plângea pe martoră, da, și ar fi zis martora căci că victima ar fi strigat: te rog, nu mă omorâ, nu mă înjunghia, nu mă omorâ cu cuțitul. La fața locului au venit mai multe persoane, cunoscuți și rude ale victimei. Tatăl victimei a leșinat și a fost preluat de o ambulanță și transportat la un spital pentru îngrijiri medicale. Femeia a ucis avea un copil de 6 ani cu un alt bărbat și o mamă bolnavă. Are un copil de 6 ani, îl creștea singură și, nu știu, vreau să fac ceva, sper să facă ceva, nu știu, salvarea, să o salveze. Eu am un dosar de 2 ani de zile nerezolvat la secția 2 de poliție, nimeni nu l-a chemat pe dobitocul ăla la o audiere. De ce trebuie să se ajungă la asta? De ce nu fac autoritățile ceva până să se întâmplă o crimă? Poliția a deschis o anchetă pentru omor calificat, dosarul fiind preluat de parchetul general.